Cele 7,2 miliarde de euro reprezintă venituri generate timp de patru ani de către FIFA și depășesc estimările inițiale cu un miliard. Un purtător de cuvânt al FIFA a declarat că pentru AFP că 2,95 de milioane de bilete au fost vândute până la meciul de deschidere de duminică dintre Qatar și Ecuador. Președintele FIFA Gianni Infantino a salutat în fața celor 211 membri ai FIFA faptul că aceste cifre fantastice au fost atinse în ciuda COVID-ului și în ciuda diferitelor crize din lume. Startul Cupei Mondiale a declanșat o renaștere a interesului față de această competiție. Chiar dacă au existat critici extrasportive legate de organizarea turneului de către Qatar, s-au format cozi în fața centrului de bilete al FIFA de la Doha, iar fanii au raportat timp lungi de așteptare pentru a cumpăra tichete online. Qatarul a vândut deja mai multe bilete decât Rusia, care a comercializat 2,4 milioane de bilete cu ocazia Cupei Mondiale din anul 2018. Fanii din Qatar, Arabia Saudită, Statele Unite ale Americii, Mexic, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite, Argentina, Franța, India și Brazilia sunt cei care au achiziționat cele mai multe bilete. Aceste cifre bune dau mai multă greutate candidaturii lui Gianni Infantino pentru realegerea sa în funcția de conducător al FIFA în martie 2023. Liderul italo elvețian al Forului Mondial a mai declarat că anul acesta vor fi anunțate noi reguli care reglementează agenții de jucători și și-a exprimat dorința de a vedea mai multe meciuri între echipele naționale din diferite regiuni, precum și o cupă mondială mai mare.